Bine v-am regăsit, dragilor, un nou episod, un podcast la alt nivel, ca de obicei alături de prietenii noștri de la MaxBet. Invitatul meu de astăzi a petrecut peste 19 ani în regie la Sportul Studențesc și încă 8 ani la CFR Cluj, echipă cu care a și câștigat 3 titluri de campion, Cupa ale României, Supercupa câștigată și cu CFR și cu ASEA Târgu Mureș, meciuri în Champions League, în Europa League și, dacă nu mă înșel, primul portar invitat la noi la podcast, Eduard Stănciu. Te salut! Te salut! Asta da, bun! Ce faci? Cum ești? Bine! Mersi că ai venit în primul rând! Mulțumesc pentru invitație, în al doilea rând! Da, primul portar! Da, dar nu cred că mai niciunul care te ia bilete pe aici, nimeni n-a mai venit. Înțeles. Da, mă simt onorat, ce să zic. Dacă sunt primul portar, chiar să fii primul în orice domeniu, cred că e ceva. Păi portarii oricum sunt de obicei primi, da, așa. Da. Ce faci? Cum ești cu fotbalul? Mai activezi? Vrei să mai activezi? Nu mai activez. Am văzut o declarație de-a ta în urmă cu ceva timp, că te gândeai la antrenorat și la ca antrenor principal, nu doar pe partea de antrenor. Da, dar e distanță mare de la te gândi până la aplica, da? Sau da, până la practica ceea ce gândești. Deci ai renunțat gândești la gândul ăsta? Deocamdată da, am renunțat, am încercat, nu pot să zic că nu mi-a plăcut, însă mi-am dat seama că meseria asta de antrenor presupune să sacrifici timpul dedicat copilului, în cazul meu unui singur copil, și nu sunt pregătit să fac sacrificiul ăsta. Ai un bărbățel de 9 ani? În curând 9 ani, da. Da. Bărbățoi. Și pentru el nu reintri în fotbal, să înțelegem, nu? Pentru el aș intra în fotbal, mi-ar dori, sincer, dar nu aș pleca din București. Și e foarte greu să găsesc un club în București care să-mi satisfacă dorința asta de a sta acasă cât mai mult timp. Și ce faci? Te ocupi de business-uri? Ai intrat în business? Da, te faci om de afaceri? Da. Vreau să cred că m-am făcut deja. Da. Acum să vedem rezultatele, știi cum e, întârzie să apară, de fapt nu întârzie, dar m-am axat pe dezvoltarea de proiecte imobiliare și ușor așa încerc să mă dezvolt. Merge piața imobiliară? Că în ultima vreme cam așa. Păi depinde pe cine întrebi. Păi da. Pentru noi suntem pe linia de plutire, să spun așa. Ne-am axat pe un proiect rezidențial de lux într-o zonă foarte, foarte bună, rezidențială, lângă școlile internaționale și chiar lângă casa mea, de altfel, și eu cred că o să fie un real succes, cel puțin pentru mine. Nu ți-e teamă de vreo criză ceva? Criză? Lumea vorbește de criză de vreo 4 ani, 5 ani de zile în continuu. Criză. Și știi cum de obicei când toată lumea vorbește de criză, eu sunt liniștit. Nu prea bine, da, pentru că în dacă 2000, ar veni crizele în 2018 nu ne-a anunțat nimeni, nu vorbea nimeni, era toată lumea pozitivă să și ne când ne-a lovit. Să ne îngrijorăm când o să meargă bine. Atunci trebuie să fii cel mai în gardă. Asta e gândirea mea. Spuneam bine 19 ani la Sportul Studențesc, sunt 19 ani ai stat în 87 până în 2006. Încă dinainte de Revoluție. Da. Cum te-ai hotărât să te duci la Sportul? Tu, ai, copil, nu, cât aveai? 6 ani. La 6 ani m-a luat o aripă. M-a luat o aripă să nu stau cu bagabonții în spatele blocului și m-a dus la fotbal. Văzut un anunț în ziar, am impresia. Și m-a dus la fotbal, la Sportul Zențescu. Și cum era pe acolo înainte de Revoluție? Cum era? M-a urcat în 105, că era autobuzul 105. Mi-a zis când văd râul să sar din mașină la prima stație. Era Dâmbovița, treceam Grozăvești, era prima stație, era regie. Și de acolo trebuia să merg drept, printre casele țiganilor, că așa era pe... Era zona aia. Da, era o zonă mai ciudată. Am rămas și fără geacă, am rămas și fără bani, am luat și bătaie, am fost și alergat și de câini și de oameni. Dar mi-a plăcut. Mi-a plăcut fotbalul și M-am rezistat, să zic așa, chiar mi-a făcut mare plăcere. Da, deci tu te duceai singur la antrenament la 7-8 ani, eu? 6 ani. M-a dus o dată sau de două ori, m-a dus mama, după care mi-a zis cobori când vezi râul
Și stăteam cu ochii lipiți pe geam. Și eu, știi cum erau autobuzele înainte de revoluție? Lumea stătea pe scări, erau 6-7 oameni pe fiecare scară afară, se țineau doar de mânerul de la ușă. Da, era o aventură, a fost o aventură. Ți-ai lăsat băiatul acum singur să se ducă frumos așa cu tramvaiul, să zici, bă, tata, uite, fii atent, e tramvaiul ăsta, 4 stațiile, numeri, te dai jos acolo și faci stânga. Uite, vezi cum se, cu ciudățenie, ieri a fost prima dată când l-am trimis singur la magazin să cumpere un parmezan, făceam niște paste. Magazinul și fiind la... 500 de metri, să zic, dar pe o stradă adiacentă, nu era bulevardul principal, nu era Iancu Nicola, era o stradă adiacentă și apoi mai avea încă vreo 50 de metri dreapta pe bulevard, dar nu trebuia să traverseze, trebuia să meargă cu bicicleta, i-am zis nu vorbești cu nimeni, ia telefonul meu, mă suni pe tableta ta că a rămas tableta acasă, nu bași pe nimeni în seamă, indiferent ce zice, te duci la vânzătoare, îi ceri parmezan, uite ai banii aici, dai banii, ai luat și ai plecat, nu bași nimeni pe nimeni. Am stat cu emoții, dar nu m-am ieșit după el să-l văd, nu l-am văzut, am intrat în scara. Da. Am stat cu emoții, sincer, dar a fost prima dată, dar era atât de mândru când a ajuns acasă, bineînțeles și eu, dar o să mai încerc acum zi de zi de o câte o sarcină din asta. Dar nu l-aș lăsa să meargă cu asta autobuzul. Asta zic, vezi cum se schimbă vremurile? Suntem și mai mulți, oamenii și mai mulți și mai ciudați, puțin așa? Ciudați, dacă să nu folosim și alte caracterizări. E o lume ciudată, să zic, să folosesc termenul tău. Ciudați, dar ziceai că și pe vremea ta ai rămas și fără bănuți și fără gecuță. Da, acum nu aș avea o problemă să rămână și el, să-și ia și un Să rămână doar fără geacă. Numai să rămână întreg, să vină acasă, indiferent că vine și bătut și alergat și transpirat și frigurat, dar să vină. Aici, în ziua de astăzi, stai așa un pic cu emoții, deși zona în care stau e destul de sigură. Pe la 18 ani treci spre prima echipă? 17. La clasa 11, când am început clasa 11, țin minte, de asta țin minte că m-am lipsit vreo 2 săptămâni de la școală și când m-am dus, m-am pus în clasă și am crezut că sunt la ora de matematică. Și am început să fac niște S-uri, fix-uri pe acolo și mă uitam așa, mă întreba pe colegul, suntem la matematică sau am greșit? Clasa n-am greșit, o văd, dar am greșit materia, că nu înțeleg. Nu, că sunt integrale, sunt... înțeles. Și de atunci s-a oprit pentru mine matematica. Clasa 11, n-am mai înțeles nimic din integrale și din... Ți-a făcut un bine, că te-a dus mai abitiri către fotbal, probabil, adică... Da. Băi, aveam dimineața antrenament la echipa mare și nu a fost ceea ce mi-am dorit. Dar bine, mi-am continuat școala, mi-am continuat facultatea, am făcut chiar și master, am dizertație, mi-am făcut școala, să spun așa, pașii, am urmat, dar n-am putut să profesez în ceea ce mi-am ales. Sezonul când ai trecut spre echipa mare e ăla când deja sportul era în divizia B și cât pe ce să cadă în divizia C, mi se pare, nu? Da, eram pe acolo, erau acolo, da. Înainte să vină domnul Șimon. Exact, că da, se salvează sportul. Da, se salvează la limită. Și în anul ăla și atunci vine Vasile Șiman la echipă. Apropo, cum ai resimțit tu venirea lui Vasile Șiman și cum era situația înainte să vină, complicată din ce știu? Da, era o situație foarte complicată. Dacă nu apărea domnul Șiman, se închidea porțile, asta este evident. El a salvat clubul, el a oferit șansă foarte, foarte multor tineri, copii, cum era, deși noi eram la echipă, să spun așa, dar degeaba eram dacă echipa se desfința. E vechea și eterna discuție. Unii dintre voi supărați pe Vasile Șiman sau l-au criticat o perioadă, alții recunosc meritele lui. Tu unde te încadrezi? Eu cred că sunt cel mai păgubit jucător din generația noastră, începând 79, 80, 81, 82, până 85, 67, cel mai păgubit jucător. Și îți spun că adevărul este următorul, indiferent ce ar zice oricine, nimeni dintre noi nu avea o valoare deosebită, nu avea o valoare care să-l recomande pentru o echipă mare să poată să se transfere. Niciunul dintre noi.
Nu avea. Toți jucătorii care am jucat la Sportul Studențesc ne-am afirmat că am jucat împreună, că am avut șansa să jucăm împreună, am avut șansa să greșim, ni s-a oferit posibilitatea să greșim, să o comitem, să ne arătăm slăbiciunile, lipsurile și defectele. Și totuși a continuat. Acum discuția e foarte complexă. A continuat că nu era un buget extraordinar care să permită să aducă alți jucători mai buni, să putem să dezvoltăm în toate direcțiile. Însă, dacă nu era Vasile Șiman, nu știu dacă ajungea vreunul dintre care fotbaliștii care au ajuns. Și au ajuns foarte mulți. Și foarte mulți din două generații. Da. A fost 79-80, 81-82. Exact. Adică cine a fost Cornel Jur, că ne amintică Marea Dumnezeu să-l odihnească în pace? Gorgorin a fost Vali Negru, cam atât. Dar de ce zici că ai fost cel mai păgubit? Situația aia din 2009 când, sau la ce te referi? Da, am fost păgubit, am pierdut foarte mulți bani din cauza asta. Bine, din cauza mea, într-adevăr. Fost oarecum suspendat, din ce țin minte, că aveai o datorie către Sportul Studențesc. $200.000, dacă mi-aduc aminte. Bun. Dar cum ai ajuns tu să ai datorie către Sportul Studențesc? Că de multe ori am vrut să ajut, da, exact. Am vrut să ajut clubul și clubul s-a întors împotriva mea, pe scurt. Cum ai ajutat clubul? Am semnat o hârtie în alb. Cum că? Că datoram bani. Da. Nu știu care a fost o chestie, nu am înțeles la momentul respectiv, asta a fost ideea încă mea de a ajuta. Acolo. Da, și din momentul ăla, cariera mea cât de cât s-a deteriorat, să spun așa. Mai mulți factori. Deci tu ai semnat o hârtie că ai datora suma asta de $200.000 către Sportul Studențesc sau către Vasile Șiman direct. Am încasat banii, chestii genul ăsta. Dar nu mai țin minte exact care era. Și nu i-ai încasat? Atâția bani de la Sportul Studențesc. Mă îngrijorai. Da. Oricum e... Da, i-ai dat înapoi sau până la urmă cum s-a trebuit să dai banii? A trebuit să dau banii de la mine. Pe bune? Da. Am zis? Da. Și păi, da. Dar mi-a plătit CFR Cluj. Mi-a plătit bani CFR Cluj. Da. Au fost mai mult, a fost așa o cascadă de greșeli din partea mea, lipsă de îndrumare, lipsă de viziune, de experiență, de cunoștințe, de mai multe. Au fost decizii proaste din partea mea. Asta a fost. Îmi asum lucrul ăsta, nu trag la răspundere pe absolut nimeni, nu mi-asum. Însă, ăsta e adevărul. Ulterior sau în perioada aia cu Vasile Șiman, ai încercat să ai vreo discuție? Să ajungeți la o... Dacă exista. E istorie. Numitor comun. E istorie, da. Banii nu. Pentru mine nu sunt cel mai important aspect al vieții. Am învățat lucrul ăsta pe parcurs. Mi-am asumat, îmi place cum sunt, ce sunt, deci nu, banii nu mă mișcă emoțional. Apropo, în perioada aia ce salariu aveai tu ca portar de rezervă, nu? Era mai mult Răzvan Stanca în prima perioadă titular, apoi ai câștigat tu postul de titular. Da, Răzvan a apărat foarte mult în Liga a doua, de fapt eu în Liga a doua n-am prea apărat, cu el a promovat echipa în prima ligă, apoi bineînțeles a avut o continuitate de chiar un tur de campionat, la fel, eu am intrat doar într-un meci, chiar când am debutat în Liga a doua pe la Galați. Și am luat vreo 4 la meci, ăla țin minte, și după aia m-a scos, n-am mai prins niciun meci în primul tur din Liga 1, după care în retur am început să joc eu în Liga 1 și cam eu am jucat mai tot timpul în Liga 1. Cum ți-ai obținut postul de titular? Că la portar e greu, nu? Adică din ce observăm așa să... Numai prin munca, asta a fost, mă antrenam foarte bine, îmi dădeam viața și muncă, nu am fost un portar talentat, nu m-a învățat nimeni mai nimic, erau aceleași antrenament, adică trebuia să vii cu ceva, eu veneam cu dorința de a juca, dorința de a face ceva, de a face ceva în viață. Asta a fost singurul atus, să zic, față de altcineva. Și te întrebam de salariu. Cum supraviețuiați? Adică cum era
situație? Ce câștigai? Pe vremea aia, când eram copii, mai ne dădea și mama și tata un pic. Salariul meu, de-abia puneam benzină în mașină. Am avut și o decizie înțeleaptă să-mi iau un A8 pe vremea aia. Aveam motor de 4200, nu mi-ajungea salariul să bag benzină, să mă antrenament. Imaginează-ți. Asta a fost prima investiție a ta ca fotbalist în prima ligă. Da. Mă duceam cu Audi A8 la sport zențesc. Imaginează-ți, minte. Sper că ți l-ai luat în rate. Bineînțeles, pe jumătate am strâns banii din prime, din ce am obținut când ne-am salvat de la retrogradare, atunci în Liga 1, și jumătate credit la cec. Super. Să am și dobânzi aferente și rate. Și... benzină, da. Le-am făcut toți pe astea. Gândeam business atunci. Vasile Șiman, încă un lucru pe care l-a făcut. A adus tot timpul antrenori tineri. Și poate chiar la debut antrenor, gen Gabi Balint sau chiar Dan Petrescu, care a debutat ca antrenor. Da, la noi, da. Nu? Da, la voi a debutat, că s-a lăsat de... FC Național a fost... Da, a antrenat acolo puțin. Bine, a fost secundul lui Zenga. Exact. Și prima echipă în calitate de antrenor principal ați fost voi, da. Cum v-a luat așa? A fost un impact major și cred că ne-a ajutat foarte mult. Cine avea mintea deschisă la fotbal le-a ajutat enorm și cred că e singurul antrenor, Dan Petrescu, care de fiecare dată când a plecat de la o echipă în România, în străinătate, tot timpul a transferat un jucător român de la echipa unde a antrenat înainte. E mare lucru. Din punctul meu de vedere spune foarte multe lucruri. Pe lângă minusurile care de altfel fiecare om le are, asta e o mare calitate a lui Dan Petrescu. De el ne-a învățat foarte multe și țin minte primul antrenament la noi la Sportul, eram noi toți idioții pe acolo. Nu? Da. Și tot făceam noi figuri pe acolo și a oprit antrenamentul după 10 minute, ne-a strâns la mijlocul terenului și s-a uitat așa în ochii noștri, cine sunteți voi? Ce ați câștigat? Ce ați făcut pentru fotbal românesc? Și știam așa, ne uitam unul la altul, păi nimic, ce să faci? Bun, dați drumul și antrenați-vă ca lumea, lăsați figurile și... Bine, pe un alt limbaj, bineînțeles. Adică... nu știu dacă se poate înjura aici. Puțin mai dur, așa. Și ne-a trezit, pot să spun că ne-a trezit. Avea chestia de motivare, era a lui. Da, bine, a trebuit să vă ia tare de la început, așa, că... Pe altfel nu mergea cu noi. Nu mergea, nu? Nu. Puștani, păi, semivedetuțe, așa, vă credeți deja semivedetuțe, nu? Da. Mâncam de viu cam orice antrenor. Pe bune? Da, eram nesimțiți. Și ai instaurat armată? Da. Armata. Respect. Da? Respect, da. Mai ales se băga și la fotbal cu noi și... Da. Era... Nu, adică se vedea diferența. Am zis. Da, se vede diferența între un jucător de fotbal și un fotbalist. E mare diferența, foarte, foarte mare diferență. Se vede, cei care au jucat în generația de aur, pentru mine cel puțin, chiar m-am întâlnit cu Adrian Ilie acum la sală înainte să vin la tine. Da. Ce am spus și lui același lucru, mi-ați marcat copilăria. Tuturor și când văd, de fiecare dată am mai avut șansa să fiu la meciul lui Adi de retragere de la Cluj m-a pus să mă schimb lângă regele, că mă uitam, își punea ghetele pe pielea goală, adică fără ciorap, fără nimic, își punea ghete, fără branțuri, ghetele și mă uitam așa, zic, bă, Gică, trească țin, te dor tălpile și alea. Ce tălp să mă doară, nu vezi că e cad lemnul, mă uitam așa și pe aia când o lovea la 150 de ani, nu înțelegi. Nu. Se vede diferența, adică se vede diferența. Așa era și Dan Petrescu. Bine, el era și proaspăt lăsat. Adică era... Da, bine, proaspăt lăsat. Gândește că avea 40 de ani aproape. Da, nu bine, era proaspăt lăsat. Mai durea și spatele, mai era așa. Și când îi dădeai mingea centra, deci numai... Bună ziua, era dădea cu capul, deci nu, e incredibil. Se vede diferența ce să mai ai. Se vede mare de tot diferență. Și cu Adi la fel, când am Chivu la fel niște, adică rămâi marcat, știi, de ceea ce pot să facă și după aia ai răspuns la întrebarea, bă, dar eu de ce nu și ei da? Da. Eu de ce nu și ei da? Păi uite de ce, ok, nu mai zic nimic. Gașca nebună, cum s-a format gașca asta nebună? Păi am
boem, nu aveam nimic în cap și ne distram pe teren. Jucam din plăcere, vestiarul ăla, dacă nu erai tare psihic, să rezici la glume? Da, la glume, la glume proaste, indiferent de toate fel de glume, erai... Ai pățit-o și tu? No. N-ai intrat? A, tu erai ăla de nefăcea? Eram prost, îi băteam. Da. Nu se rău de tine. I-am prins pe aia vechi înainte și tăceam din gură, știam cum să mă comport. Am stat în vestiar cu Tom Cristea, Bunaciu, Cărbunarul, la fel, nu să-l odinească. Mai era un fundeșel, Florică, na. Și erau bătrâni, erau... Știu să ofer respect. Știu. Da, și pe Răzvan l-ai prins? Adică el era titular? Adică ai avut Răzvan Lucescu? Sau nu l-am prins. Luai amenzi? Am vorbit cu Lazar, cu Costin. Zicea că lua amenzi de la Andone pe bandă rulantă. El, că era cel mai amendat. Da, nu știu. Îi și plăcea, știi cum e? Când ai un copil, îl bazi din dragoste. Eu nu prea, nu știam să respect așa, nu, amenzi n-am prea luat. Din toată pleiada asta de antrenori care au trecut pe la sportul în perioada aia și repet, adică antrenori, o să uit eu câțiva, Balint, Andone, Dan Petrescu, Mulțescu, mai zic tu că nu mai știu, dar... Eu pe ăștia am prins. Ăștia ai prins. Da. Care era cel mai dur? Petrescu. Da, Petrescu, nu? Da. Și Neandu era dur la modul de prezență, dar el e un suflet bun, deci el vrea să pară un dur, dar el chiar are un suflet foarte bun, Neandu, știi? Și nu, dacă dai plâns ochii în fața lui și aia, l-ai muiat, știi? Dar el se vede că are suflet așa de ardelean. Bine, tu și are și are prezența asta de spirit. E greu să se supere așa pe tine, dacă ești cu capul plecat. Ideea e să nu ai nasul pe sus. Tot legat de Petrescu sunt și legate de Petrescu sunt cele mai bune sezoanele voastre. Parcă 2004-2005, da. Când terminați pe vreo 7, nu? Locul 7. De ultimul an, nu, ăla e ultimul an când terminăm pe 4. Și ăla e ați avut și un an, da, și anul dinainte v-a mers bine, și următorul sezon când vă bateți la titlu cu Steaua și cu Rapid. Da. O nebunie de sezon. Da. Început cu Dan Petrescu, termina cu Mulțescu, parcă. Exact, da. Cum a fost sezonul ăla pentru voi? Cum ați ajuns voi să vă bateți la titlu? Am jucat bine, eram și un pic mai maturi, jucasem mult timp împreună, era normal, adică dacă noi aveam, să zic, o relativă stabilitate financiară și poate dacă mai veneau vreo 2-3 jucători, cred că puteam să avem șanse următorul an sau, eu știu, un 2 ani să ne batem real, adică poate că a fost o conjunctură de situație, dar totuși mai erau 3 etape. Pe ați fost și pe primul loc, mi se pare. 1, 2, 3 etape. Nu știu dacă am fost pe primul loc, dar ați avut 3 etape. Dacă noi câștigam cele 3 meciuri, noi eram campioni. Pentru că Steaua era pe primul loc cu la 2 puncte diferență, Rapidul era în spatele nostru sau la diferență de un punct, ori în spatele, în față, nu mai țin minte exact, și cu ei ne băteam. Da. Dar au venit Steaua la noi. Am pierdut 2-1 acasă, ei s-au îndepărtat și de Rapid. Și după am mers la Rapid și ne-a bătut și Rapid. După am venit acasă, i-am bătut pe Gloria Bistrița, dar nu mai... Steaua câștigă titlul ăla. Da. La bătaie cu Rapid. Da. Este și momentul când se deteriorează relația ta cu fanii giuleșteni. Da. La meciul cu Steaua, tu faci penaltiul ăla. La 1-1 era... Da. Era un deschideți scorul, egalați voi, ceva cred de genul? Cred că era 1-1 sau... Era 1-1 și îl faultezi? 0-0, nu știu. Pe Bănel. Pe Bănel Nicoliță. Da, a fost un out. Nea Gigi îl scoate fundașul stânga și îl bagă pe Rusu. Deci
face schimbare când aveau, când avea Steaua. Da. Face schimbare pe fundașul stânga și până intră ăla bate aud repede, eu dă în stânga lui Băne, nu era nimeni, era singur și eu ies eu ca bezmeticul și mă duc tare. Da, ești la 16 metri, că țin... Am ieșit, nici chiar la 16, pe la 11, pe 12, pe acolo. Am ieșit că nu era nimeni, știi, eram doar eu cu el. Am ieșit și el a dat mingea pe lângă mine și s-a aruncat peste mine. Nea Marian Salomir, normal, că el tot timpul cu Steaua era, era prieten foarte bun, a dat penalti. Asta a fost. Și, bineînțeles, stimabilul domnul Copos, ca să ascundă neputințele Rapidului, a dat că a fost în cioiul blat sau ce a zis. A fost discuția asta, da. Da. Că a ieșit scandal mare. Da, păi normal. Că ai fost blat, normal, că nu știu ce, că ai trimis titlul către Steaua și tot așa. Că am făcut penaltele. Da. Că câte mingi scoase și cu toate alea, n-am mai zis nimic. În fine. Da, asta a fost. De acolo mi s-a tras iubirea fanilor Rapidului. Din momentul ăla. Care ți-a dăunat și acum vreo 2 ani, când a semnat Mutu cu Rapid. Da. Când Mutu a devenit antrenorul Rapidului, tu în perioada erai în staff-ul lui Adi Mutu, ca antrenor secund. Ați fost în Emirate, nu? Împreună? Da, am fost într-un cantonament, după aia n-am fost cu el în Emirate, el a fost acolo singur, bine sigur, cu secunzile. Dar tu ar fi trebuit să fii în staff-ul lui în momentul când a semnat cu Rapidul, nu? Da, am și fost. Ai și fost? Am și fost, da. Și au intervenit fanii? Au venit la un antrenament, foarte porniți. Eu am vrut să ies să vorbesc cu ei, să comprind, să zic care e problema, nu e nicio... Nu m-au lăsat să ies. Pe bune? Da, nu m-au lăsat. Bine, nu m-a lăsat Adi cu Nico. Și atunci am zis, bă, stai, că se creează așa o presiune foarte, foarte mare și asupra lui Adi și am zis, nu vreau chestia asta pentru el. Eu nu aveam nicio problemă. Și mai mult să mă iau la bătaie cu ei sau să mă bată ea pe acolo, ce să fac? Ce se putea întâmpla? Că de omoră e mai greu să te omoare cineva, știi? N-ar fi fost prima sau ultima bătaie care o iau. Dar am zis că așa e mai bine și pentru Rapid, bineînțeles, că nu și avea rost o presiune în plus și aiurea, chiar și gratuită. Și am luat decizia să mă retrag. Da, atât de porniți erau? Adică reproșul era... Acum nu știu dacă era direct către mine sau era, eu știu, cu Manta sau mai știu ce. Chiar nu m-a interesat lucrul ăsta. Am vorbit cu liderii galerii. Am zis, bă, e o problemă. Am zis, bă, n-avem, dar știi cum e. Hai că atunci mă retran, stați liniștiți. Da, și ai renunțat. Da, bineînțeles. Nu. Da? Unde nu sunt dorit, nu... mai ales că nu trăiesc din fotbal. Pentru mine nu e o problemă. În sezonul ăla, când vă bateți la titlu, voi, jucătorii, ați simțit ceva ciudat? La Sportul? Da. Nu. Pentru că nu există așa. Era și, bine, de ani de zile, era lupta asta dintre Vasile și Manșii Federație. Adică ați simțit că sunteți oarecum, nu știu, că vi se pune vreo piedică sau ceva de genul ăsta? Asta da, dar era lupta lor de borgoli, lupta lor personală, simțeam prin arbitraje, simțeam, adică și când am mers la Rapid după ce am pierdut cu Steaua, a fost 0-0 la pauză, un penalti, bine, am părat eu un penalti lui Vio Moldovan, după aia mi-a rupt piciorul lui Balan, nici măcar fauna fluierat, adică a fost un măcel la ei, adică lucrurile astea le simți în teren, sunt evidente în teren, la televizor e mai greu să-ți dai seama, chiar foarte greu, dar noi simțeam lucrurile astea, după aia am fost retrogradați. Da, adică, că voi terminați pe 4, dar... Cine retrogradează, adică s-au fost, da. Însă... Nu am avut treabă și noi în vestiar nimeni niciodată cât timp am evoluat în fotbalul ăsta, nimeni nu a venit niciodată să ne zică ce să facem sau cum să facem. Sau să zică să ne dea la o parte, să jucăm mai prost, mai bine. Niciodată. Nici la Sportul, nici la CFR, nici la ASA, nici la Steaua, nici la Craiova. Niciodată. Nu am trăit niciodată așa ceva. Uite că acum mi-aduc aminte, am avut o discuție cu Vasile Șiman și povestea că la un moment dat, nu mai țin minte exact când și cum, a venit Gigi Becali după voi la hotel să vă facă vreo ofertă, adică să vă luptați cum se făcea înainte, știi? Da. Bă, să jucați pe bune cu nu știu cine, poate chiar cu Rapid, nu mai țin minte. Ții minte de așa ceva?
Nu mai țin minte. Dar erau, se practica, dar să mă întâlnesc față în față cu Gigi sau cu, eu știu, cu oricine altceva, nu. Cum treci către CFR Cluj? Că e trec în anul ăla din când se termină. Retrogradării. Da? Da, da. Eu am stat într-o noapte, am negociat cu Shiman, cu domnul Shiman, am negociat o noapte întreagă prelungirea contractului, dar cu condiția să rămânem în Liga 1. Și ne-au retrogradat. Nu, am zis, nu se mai pune problema să joc în Liga 2, cu tot riscul de pe lume, și s-a întâmplat cu Tudorica. S-a accidentat Tudorica la umăr când el era la CFR Cluj. La fel, Dumnezeu să le dinească și pe Tudorica. Da, Martin Tudor, nu? Da. Da. Și m-a sunat președintele, domnul Mureșan. Eu eram liber de contract. Și liber de contract, am zis, domne, vorbiți cu domnul Shiman și atunci, băi, ești liber sau nu? Păi sunt. Ei, da, ne vedem. Cum te-a lăsat Vasile Shiman liber de contract? Că nu mulți au fost așa liberi de contract. Da, așa a fost conjunctura. I-am zis că vin, eram un om de cuvânt, i-am spus, bă, dacă rămânem în Liga 1, semnez fără niciun fel de problemă. Deci ai fi rămas la Sportul, dacă, da? Da, da, da. Da. Chiar da. Și cum a fost trecerea la CFR Cluj? După o viață la Sportul Studențesc. Grea, sincer, grea. La ce te referi? Altă lume. Altă lume, alți oameni. Nu eram pregătit, adică am stat tot timpul în București, m-am dus acolo, era lumea diferită, mai lentă, mai... Nu eram nici pregătit, nu am avut parte și eu de o îndrumare, că acum văd ceea ce înseamnă, pentru că, știi cum e, toată lumea zice, dacă aș fi avut mintea de acum, atunci altfel aș fi reacționat. Dar, na, mi-am văzut de treabă. A fost bine, a fost bine. Până la un anumit moment dat a fost foarte bine. Acum, dacă te uiți pe realizări, să zicem, a fost foarte bine. Eu simt, adică simt că puteam mult mai mult. Simt că puteam mult mai mult. A fost o piedică foarte mare, neînțelegerea asta cu sportul și prelungirea contractului și ce am avut pe la CFR. După aia au fost mai multe chestiuni. Tot timpul după chestiunea asta, la fiecare 6 luni se transfera cât un portar. Vrea să tot timpul plecam la fiecare cantonament de iarnă sau de vară, eu plecam al treilea. De fiecare dată, știi, tot timpul zicea ăsta, când se vine un antrenor și zice ăsta e primul, ăsta e al doilea, ăsta e al treilea. Eu tot timpul eram al treilea. Și dă-i și luptă-te să ajungă al doilea sau al primul. Și e greu să faci numai din antrenamente, din meciuri amicale, mai ales când un antrenor nou când vine și vede lotul, vorbește conducerea, bineînțeles, da. Bă, care ăsta e primul de ideea. Și el, ca să se convingă, trebuie să... te bagi în seamă, da? Câteodată e greu să trăsești și în evidență, să faci. Nu e ușor. Și eu tot timpul, la fiecare 6 luni, eu plecam al treilea. Dar de apărat ai apărat. Păi am apărat. Asta zic, că puteam mult mai multe. Dacă aveam și eu, bine, și mai multă minte și puțină susținere și puțină încredere din partea... Dar probabil comportamentul meu nu a fost astfel încât să determine o încredere pe măsură. Erai așa recalcitrant? Adică cum era? Erai mai înțepat eram, așa? Cred că nu eram pregătit de viață să fiu mai diplomat. Da? Da, eram tot timpul direct ce gândeam, spuneam. Primul titlu cu CFR Cluj, primul tău titlu din carieră și primul titlu din istoria CFR-ului vine la al doilea tău sezon la CFR cu Ioan Andone pe bancă, nu? Adică te reîntâlnești cu antrenorul de la Sportul. Da. Joci în sezonul ăla? Am început, eram capitan când a venit Ioan Andone, eram capitan la CFR. După 10 etape eram pe primul loc și aveam vreo 9 sau 11 puncte avans și iau un cartonaj roșu la Târgu Jiu. Și mă scoate din echipă, mi-a banderola și nu mă mai bagă. Ando? Da, da. Nu mă mai bagă până când am ajuns pe locul 2, în retur. Când am ajuns pe locul 2 în retur, am intrat din nou în teren. Și am reușit să câștigăm cu renumitul meci de la U Cluj, de pe teren, am reușit să câștigăm primul titlu. Da, bine, voi cu Cluj ați câștigat 2 titluri oarecum. Primul. Cu...
primul și ultimul tău titlu, nu? Sau, era al treilea, da. Al treilea. Da, primul. Cu bătaia și cu rejucarea și cu nu știu. Și ai avut vreo discuție cu Andone de ce te scoate? Doar că ai luat roșu și că... Mi-am dat seama, cu timpul mi-am dat seama care au fost. Care au fost? Și trebuia să fie cadou capitan, trebuia să se găsească motive. Au fost multe. Și chestia cu sportul zențesc și mai multe. Tu deveniți foarte bun prieten cu Cadu? Da. Adică ți-a fost naș sau? Da. Așa a fost o conjunctură de situație acolo la Cluj. Nu mai aveam prieteni foarte mulți în București, de fapt mai deloc. Și a fost o conjunctură de situație în care a fost decizia. Dintre cele trei titluri, două sunt câștigate cu Ioan Andone pe bancă? Da. Și unul cu Mandolini, parcă? Da. Bine, să... Da. Da. Ai schimbat. Da. Și cu toate problemele astea, că mi-aduc aminte știrile, de multe ori erai dat plecat, adică erai transferat. La fiecare 6 luni. Îl ia Dinamo, îl ia nu știu unde. La fiecare 6 luni, da. Stai 8 ani la CFR Cluj. Da. Cum? Da, am zis, cum... capul jos și muncă multă. În compromisuri, tăcut din gură, mi-am văzut de treabă, m-am antrenat foarte mult și am făcut tot ce am putut și tot ce am știut până la urmă. Dar ai vrut să pleci vreodată? Adică a fost un moment în care ai, bă, nu plec, mai... Plec, în străinătate, că mi-am dorit foarte mult, foarte, foarte mult mi-am dorit și nu am reușit, nu m-a ajutat nici statura, ce-i drept, nu m-a ajutat nici, eu știu... N-am avut nici atât de multe meciuri, poate... Păi ai prins în primul sezon în grupele Champions League? Da, am jucat. Juci toate meciurile, nu? Da. Am jucat, dar nu a fost să fie. Probabil n-a fost să fie. Am terminat contractul cu CFR Cluj chiar la final de contract. Atunci am terminat. Cel mai frumos titlu pentru tine care a fost? Dintre cele trei. Primul, nu? Primul, da. Primul a fost și pentru club și nu, rămâne în istorie. Primul titlu, prima cupă, primul meci de Champions League, sunt amintiri frumoase. Primul sezon de Champions League peste cine dați? Roma, Chelsea și Bordeaux. Da, Roma cu Totti, nu? Da. Chelsea cu... Lampard, Anelka, Drogba. Drogba. Da, da. Cine ți-a dat cel mai frumos gol? Așa, din... Frumos. Cred că Totti, lovitură liberă. Da, dormit eu, vă rog, să la fel, noi. Decizii proaste. Am vrut să-l păcălesc. Ai vrut să-l păcălești pe Totti? Adică, în ce sens? Stai și explică-ne. Am stat prost în poartă, am zis că dacă mă poziționez pe mijlocul porții, să-i dau colțul meu, să, cum ar veni, să dea pe colțul meu să fie mai ușor. Da, ce era mintea mea. Și am făcut un singur pas, doar să văd mingea, nu văd să-i mingea bine și a dat un colț scurt până la urmă. M-a luat tot stadionul, nu m-a jurat bine, nu m-a jurat golul ăla de la primul gol. Scandalul cu Cluj de la ultimul titlu, ce mai ții minte de la nebunia aia de meci și rejucare și ce vreau să te întreb e altceva. Ai simțit că ați fost avantajați ca să fie dezavantajat FC Vaslui? Pentru că voi v-ați lupta cu, cred că la un punct câștigați titlu de FC Vaslui cu rejucarea meciului. Păi și ce era să facem? Câștigam oricum, nu? Cu ce am fost avantajați? Nu știu, te întreb. Nu am, sub nicio formă, n-am. Vaslui tot timpul a avut complexul ăsta cu noi, cu CFR Cluj. Da, da. Cum și noi am avut cu un complex, să zic așa, relativ cu Steaua. Rar i-am bătut când am fost acolo să... Și Timișoara la fel ne-a încurcat de foarte multe ori. Bistrița la fel ne-a încurcat de nicăieri și eram mult mai, țin minte, cu Cristiano, cu Bergodi, avem 2-0 și ne bat 3-2 acolo la Bistrița. A fost complexul Vaslui cu noi, CFR Cluj, da? Băteam tot timpul. Au fost și orgoliile conducătorilor, dar de avantajat. Da, bine, nu. Mai... Da. No. Știi cum sunt declarațiile, mai presa... Mai în perioada aia, deci avea așa Gigi Becali... Porumboiu. Porumboiu.
Iuliunea Mureșan la noi. Iuliunea Mureșan cu Pascanii. Partenerată cu Borce și cu... Era haos. Rapid, domnul Copos. Da, domnul Copos și așa mai departe. Și fotbaliști. Da, nu mai zic de echipe. Nu mai zic de echipe. Acum sună, zici că sunt și eu din ala bătrân, de la care, mă, pe vremea noastră, ce... Dar parcă era... Era puțin, da. Parc. Cu Arpad Pascanii cum te-ai înțeles? Foarte bine. Foarte bine? Da. Orice dialog care l-am avut și orice discuție, direct la obiect, chiar când am plecat, am avut o direct discuție cu el, i-am spus tot ce am avut pe suflet. Și m-a ascultat, m-a ascultat jumătate de oră și n-a, adică chiar am relaționat foarte bine cu el, foarte, foarte bine. Și ce aveai tu pe suflet când ai plecat, după 8 ani, petrecuți la CFR Cluj? Toate nedreptățile care mi s-au făcut, dar nu din partea lui, dar am avut parte de nedreptăți. Da, sincer, de ce crezi? Adică că ai avut perioada asta care, repet, dacă stai am să fost te înțeles greșit. Dacă stai să te uiți așa, dar pe... e și din cauza mea. Domne, a stat 8 ani acolo, are 3 titluri, 3 cupe, o supercupă. Două supercupe. Da, două supercupe cu CFR și una cu ASEA. Nu, două cu CFR. Ah, ok. Champions League, Europa League, adică... UEFA, înainte. Da. N-ai zice așa că ai avut o perioadă tensionată, repet, doar dacă te uiți pe cifre și statistici. Da. Dar am avut blocaje foarte multe. Nu, adică nu au fost corecții fotbalistic față de mine, pentru că am fost eu înțeles greșit, dar am fost înțeles greșit și din cauza mea, din cauza comportamentului meu, eram prea direct, nu eram diplomat deloc și nimeni nu are răbdare, că până la urmă într-un vestiar sunt 25-30 de idioți, nu poți să le iei pe fiecare să-l analizezi, să fie atât de, eu știu, implicat, meticulos, până la urmă apare, na, puțină superficialitate și nu ai răbdare cu toți idioții. Și asta, da, asta mi-asum. Nu sunt supărat pe nimeni, îmi pare rău și mie că nu m-am comportat altfel, nu am avut pe nimeni, repet, să mă îndrume, să-mi zică să mă tragă de ureche sau să mă ia de mâneca de la cămașă și zic, băi, vezi că nu e ok cum te comporți, mai lasă și tu. Pe final, pe final am lăsat un pic, dar a fost prea târziu, pentru că se determina contractul și nimeni nu mai vrea să-mi prelungească mie contractul. Dar după aia le-am arătat. Cred că am arătat ceea ce am fost cu adevărat la ASEA Târgu Mureș. Contrele le aveai mai mult cu Iuliu Mureșan, cu președintele clubului? Nu neapărat, indirect cu dânsul, nu. El până la urmă îi ofer respect toată viața, pentru că el m-a adus, de la mine are numai și numai admirație și respect. Pleci după 8 ani de la CFR Cluj. De ce te duci la ASEA Târgu Mureș și de ce nu te duci afară? Adică iar nu ai avut ofertă? Nu m-a vrut nimeni. Nu mă stai gândit minte că era... Păi nu m-a vrut nimeni. Ce, am încercat, toți m-au mințit, toți ce impresarii, adică? Care îi vezi pe aici, în presa de astăzi, că așa încasează milioane și de milioane și nu mai știu, toți mincinoși. Bă, ăștia sunt, până la urmă, fără niciun fel de ezitare, le spun în față oriunde, oricând. Nu am avut unde să merg. Ultimul meci, bine, nu-l jucasem, într-adevăr, am fost rezervă. Am fost la Manchester United când am câștigat 1-0. A, așa, da. Da. Și de atunci până în aprilie nu am reușit să-mi găsesc echipa. Nu am reușit. Păi zici și m-am că ai dus fost în Liga 2. Zici că ai fost mințit. Cum ai fost mințit? Adică? Că te duc acolo, da, și chiar când am mers la Mureș, mi-ai zis, am echipă la tine în Cipru, nu semna cu ea. Și aveam contractul, aveam contractul să semnez cu ei. După ce stătusem și vă două săptămâni în probe. Stătusem două săptămâni în probe la ASEA Târgu Mureș. Ai bine, mă, ce probe? Cum adică? Probe? Păi dacă te antrenezi două săptămâni și nu semnezi contractul cu cariera care zici tu că am avut-o, nu sunt probe? Sunt probe. Stai să vedem dacă mai poți, să vedem cum ești, să vedem ce caracter ai, să vedem ce... cum ești. Tu, astea sunt probe. Asta e adevărul, ce... probe. Da. Mă, mi se pare complicat să...
ai 8 meciuri în Champions League, în grupele Champions League, nu? Cred că le-am adunat eu. Mai multe. Sunt mai multe, că au fost 3 sezoane. Doar în grupe, zic. Au fost 3 sezoane în Champions League, dar nu le-am bine, nu știu. Așa. Stai în probe. Cea mai mare dezamăgire sau lucru care te macină așa, sau un transfer pe care l-ai ratat, nu știu, pe vreo, cum zici tu, care ar fi? Nu am niciunul care să mi se spună, bă, vrei te duci acolo, te duci, da sau nu. Niciunul. Am citit și eu, după foarte mulți ani, așa, că ar fi fost, dar nu știu dacă e adevărat sau nu, habar nu am, un interes din Sparta lui Spartak Moscova, când am câștigat noi titlul și am fost la Euro și da, după Euro am înțeles că ar fi fost un interes din partea ceva lui Spartak Moscova. Ceva și din Turcia, parcă la un moment dat, nu știu, parcă era ceva. Nu cred. Dar nu cum cred. Te mințeau? Că eu asta nu reușesc să înțeleg. Și de ce? Că ok, cum? Bun, ne zici tu, dar de ce? Că până la urmă interesul meu, să zicem, nu e să te dau, să te duc pe tine acolo să iau și eu. La modul cum, cel puțin eu mă refer la mine și cazul meu personal. Bă, am vorbit, gata, e făcut. Ai biletele de avion, uite, ți le trimit, hai, ne vedem mâine dimineață. Ok. Bine. Mâine dimineață, hai că ne vedem după amiază. Ok. Dimineață, diseară. Mâine dimineață, hai că ți le trimit, că vorbesc cu... Și tot așa, în fiecare zi. Păi și motivul fiind... Adică că am echipa aia, că păi te duci la echipa aia. Și... De ce să te duc de pe o zi pe alta? Că ce? Că ce am eu că de câștigat aștepți, să păi zici că ai impresar? Să... Ce câștig eu? Transferul. Păi da, te încurc pe tine? De ce te încurc? Da, pă bune. Crezi că se gândește vreun impresar la jucător? Chiar atât de naiv? Nu se gândește niciodată. Se gândește numai și numai la... Bine, nu neapărat doar din impresar. Se gândește fiecare om la interesul lui. Asta înțeleg, dar interesul meu e până la urmă să încasez niște bani. Exact. Tot pe cârca ta, adică să te duc acolo și să-ți obțin. Și că și el are o muncă, vorbește cu un club, cu un conducător, cu un direct, cu cine vorbește. Dar vorbele alea, dacă nu sunt susținute de niște acte, sunt minciuni. Da, da. Hai, vino că ți-am luat bilet de avion. Păi bine, dăm să vă biletul. Păi stai că ți-l dau un pic mai încolo. Că așa se făcea. Hai, mă, zi. Așa se face și mie. Așa se face. Și acum, ce crezi? La fel, același lucru. Și se întâmplă un transfer și după aia, wow. Ma, dar ceilalți 150 care sunt numai aia, da, nu contează da, oricum. Da, chiar, da. Vedem exact ce scrie pe... Tot o superficialitate și o minciună. Mare parte. Se poate schimba vreodată? Mare parte, sau niciodată. Cum? No. S-ar putea schimba? Lumea fotbalului. Și unde sunt bani? Unde sunt bani? Sunt foarte mulți oameni de această moralitate îndoielnică care sunt atrași și care ei, de fapt... Și mulți au și succes pentru că sunt foarte insistenți. Dar... Și până la urmă iei probele la Seatru Mureș? Da. Am plecat, am zis, am stat chiar înainte să înceapă play-off-ul, că ei au prins play-off-ul. Adică și erau în Liga Secundă înainte să promoveze, nu? Înainte, da. Ei au intrat în play-off datorită unui gol prin minutul 87, au pierdut 2-1, dar faptul că au pierdut cu 2-1 și nu cu 2-0, au reușit să prindă play-off-ul. Și eu în perioadă, în pauza aia, că era o pauză de 2-3 săptămâni cât a fost între campionatul regulat și play-off, atunci m-am dus și eu și am stat la probe și înainte să intre în cantonament cu o zi, am fost sunat, am echipă din Cipru pentru tine, visul meu a zis, mă, să văd și eu afară, să mă duc și eu afară, mă, când liga, tot, mă, era prima ligă, într-adevăr, la retrogradare erau ăștia din Cipru, dar am zis, bă, mă simt bine, știu că pot, mă duc să joc și eu afară, să văd cu deși salariul tot pe acolo era, sau, nu știu, în fine. Așa, și ce bun. Și am plecat. I-am zis lui, era Adi Falu, era Daniel Stanciu, bă, îți mulțumesc, uite, am... Adică ai plecat din erau două zile, mai erau două zile până la primul meci. Așa. Și i-am zis lui Daniel Stanciu și lui Adi Falu, bă, îmi cer iertare, nu vreau să vă încurc, nici voi nu m-ați semnat când trebuia să mă semnați. Uite, am o ofertă concretă din Cipru, eram cu contractul în mână, știi? Nu pot să-l semnez, că trebuie, vreau să... Încerc și asta în viața mea, să văd eu cum e să joc și în străinătate, să am și o parte de visul meu, să-mi împlinesc visul. Ce se întâmplă? Și zic, bă, da, te înțelegem, du-te liniștit. Și te-ai dus. Și am plecat cu două zile și am ajuns la București. Da. Hai, unde-i biletul, unde-i contractul, unde-i echipa, hai.
Și am stat, au jucat primul meci, au câștigat 1-0, Asia Târgu Mureș, și la mine nu mai venea contract. Și am stat așa într-o duminică și l-am sunat pe Daniel Stancez. Bă, mai ai nevoie de portar? Cum a fost discuția? Tare curios. Și am zis, bă, mai ai nevoie de portar? Îți dai seama, așteptam mare, nu, și o mare înjurătură. Și mi-a zis, da, cum să n-am nevoie? Am nevoie. Bine, hai, mâine-s la antrenament. Să faci contract. Bine. Și am plecat direct. Te-am auzit spunând că 2 ani ai stat, nu? 2 sezoane la ASEA. Da. Cea mai frumoasă perioadă din cariera ta aia ar fi fost? Da. Pe bune, adică... Da. Fost frumoasă și din punct de vedere emoțional și din punct de vedere profesional. Gândește că am din Liga a doua play-off, play-out. Da, da. Am fost, am jucat și am făcut o echipă care ne-am bătut la titlu până în ultima etapă, ca și am pierdut ca proștii. Păi erați campioni. Da, ca proști. Bine, nu eram campion, pentru că dacă... Înțelegi ce zic, adică... Trebuia să câștigăm, adică și... Adică Steaua v-a pus oarecum titlu aici, nu? Pe FCSB-ul. Că au făcut egal în ultima etapă. Da. A făcut 0-0 și noi trebuia să câștigăm meci acasă și l-am pierdut. A, și stai câte trebuie de meci. Da, exact. Și am ajuns să ne batem la titlu. Am prins Europa cu o echipă de... Am mers în Europa și ne-am bătut de la egal la egal cu Saint-Étienne. Dar cum se creează echipa asta? Pentru că... Mare merit l-a avut Daniel Stanciu. Liviu Ciobotariu, antrenor în sezonul când vă bateți la titlu? În a doua jumătate. În a doua jumătate. Da. Prima jumătate a fost Adi Falu, da. Și cu Pustai, Cristi Pustai. Primele și prima se parte. Aduce Zicu, nu? Da, mulți jucători. A venit Gabi Mureșan, au venit de la așa. Cluj, Voiculeț, Sepsi, Goga, da. Vorobsov. Da, da. După aia Zicu, a venit și Zicu, Marius Constantin. Uzman Îndoie mai era. Îndoie, da, da, Îndoie, da. Da, da. Am avut fotbaliști. Și am creat un grup foarte, foarte mișto. Adică era o disciplină impusă de noi. Adică mai eram în colț, era Marius Constantin, eram eu și era Gabi Mureșan. Era acolo în colț, nu mișca nimeni. Nu mișca nimeni la modul că ofeream respect, mai ales lui Ciobi, care a fost un domn și vorbea atât de frumos cu noi încât, crede-mă, nu dădea unul cu piciorul minge, nu făcea unul o figură la antrenament. Nu, deci era o liniște și de asta numai datorită faptului că ne dădea respect. Și noi, la rândul nostru, îl ofeream înzecit. Deci se poate și așa? Eu cred că cu astfel de jucători, cum eram noi pe final de carieră, da, bineînțeles, numai așa se poate. Au încercat antrenori să vină, să ne impună program și ăla nici cea mai mică șansă n-a avut. Petre Grigoraș. Voi le-ați dat afară pe Petre Grigoraș? Cine? Altcineva la cine? Voi l-ați dat, nu? Tu cu Mutu mi se pare. Era eu cu Mutu am dat și eu afară, dar nu, dacă nu ne-a respectat, nu... Cum? Nu. Chiar uite că asta sunt tare curios. Cum grupul dă afară un antrenor? Sau care, cum se ajunge în moment în situația asta? Ce? Pentru că nu te respectă. Când nu primești respect, e foarte greu. Adică, inițial, tu oferi respect. Inițial pentru că e datoria jucătorului să respecte un antrenor. De la punctul ăsta se pleacă. Și noi suntem oameni, eu cel puțin și Muri și Marius și toți care eram în vestiarul ăla. Primul lucru, ofeream respect. Dar în momentul când vii și vrei să impui o chestiune care nu e sănătoasă și noi considerăm că nu e sănătoasă, având în vedere că suntem jucători profesioniști și am fost profesioniști și am făcut ceva în carieră. Că nu eram jucător de Liga 3-a sau Liga 2-a, care să stăm pentru un salariu, să... Noi stăteam nu pentru bani, noi stăteam să facem ceva, să obținem ceva. Muri, mai ales Muri. Muri renunțase la jumătate de milion de euro. El a renunțat să vină la ASEA Târgu Mureș, să stea aproape de familie. Nu poți tu să fii antrenor, că să, bă, tu stai în cantonament de acum încolo. Dar apropo, ce v-a deranjat exact? Păi, la modul că nu avea discuții cu noi, pur și simplu arunca un program pe, bă, gata, în cantonament și când vrei să discuți, hai să discutăm, nu discut, eu sunt masculul alfa și cu mine discutat. Bine, ok, nu discutăm. Tu ce-i face?
Da, bine. Când renunți la bani, renunți să stai lângă, să zici, să stai cu familia. Și eu aveam un copil mic și mie îmi plăcea să stau acasă. Cum să? Mai ales când știu că sunt profesionist, mai ales când știu că echipa așa funcționează. Da. Că așa funcționează. Apăr interesul echipei, nu apăr interesul meu personal. Dar dacă tu ești contra, până la urmă ești contra ta. Da, voi obișnuiți și cu Ciobii, care spuneai tu că... Nu eram obișnuiți cu noi, noi știam și Adi Falub, la fel, pe Adi Falub a vrut să-l dea afară imediat cum am promovat. Domne, că nu e de echipă. Și ai zis, nu. A, voi cu jucătorii ați hotărât. Da, eu am zis, nu pleacă Adi Falub. Ai meritul lui că a promovat, trebuie să aibă șansă Liga 1. Bă, că nu pot, bă, trebuie să aibă șansă în Liga 1, punct, pleacă el, plecăm și noi, plec eu. Cu mine a fost zis că eu rămăsesem din Liga 2, nu, da. Atunci se făcea echipa. Ei zis, bă, ăsta nu pleacă. Bine, i-am zis și lui Muri, bă, Muri, nu e corect, hai să vorbim, că și Muri era o voce importantă, în vestiar. Bă, nu pleacă, gata, nu pleacă. Nu plecăm. Și n-a plecat. În doi cum era? Era și acum îl vedeam, cum îl vedeam, da, noi și cum auzeam noi la televizor. Era un vestiar nou. No. Vestiar nu mișca nimeni. Respect față de absolut toată lumea. Și față de copii și față de absolut totul. Dacă părea nebun, rău așa e. După aia când ieși, e treaba lui cum se comportă, nu mă interesează. Dar atâta timp cât vestiar e disciplină și e respect, nu am niciun fel de problemă. A avut un incident cu Zicu și l-am potolit în secunda 1. El vinovat, să înțeleg. Da. Îndoi e vinovat. Da. Și ați intervenit voi. Imediat. Tras de urechi secundă una. Băi, ați avut curaj. Mă adică. Păi nu știu, mă, că el părea așa. Nu te lăsa influențat de aparențe. Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Nu, era băiat bun și îndoi. Osman. Da, Osman, da. Era băiat bun, era ok. N-avea el drapajul lui, dar nu deranjă. Hai să vorbim de meciul ăla, te rog, cu Oțel. Deci Steaua vă deschide ușa către titlu, da? Era să jucat în același timp, noi nu știam Varna, da. Dacă țin bine minte, 0-0-0-0 la pauză. Nu zic, conduce detașat oarecum FCSB-ul campionatul. Nu, noi am fost pe primul loc noi. Ne-am bătut de fiecare dată când ne-am prins la Târgu Mureș. Da? Uite că nu mai țin minte. I-am bătut le-am luat și supercupa. Așa că am bătut pe meciul direct, i-am cam bătut. Bun. Și se împiedică exact când aveți... Au condus, da, că ai dreptate, că au condus avut ei și după aia noi am bătut pe meciul direct. Au început în copa, au avut nu știu câte meciuri. Și am, da, i-am ajuns. Bun. Și când trebuie să se împiedice FCSB, cred că era Steaua atunci, nu mai țin minte ce era. Anyway. Steaua, oricum Steaua e. O să te întreb. Voi jucați cu Oțelul Galați. Da. Dacă învingeți Oțelul, ieșiți campioni, nu? Dar prin prisma egalului lor de la Iași. Da. Oțelul deja retrogradată. De foarte multe etape. Adică? De multe etape. Da. Voi exact. Aproape campioni, ei da. Retrogradați, da. La revedere. Da. Pierdeți cu 2-1 meciul ăla? Da. De ce? S-au aliniat toate astrele împotriva noastră. Deci asta s-a întâmplat. Am avut și multe ocazii în prima repriză, un penalti l-a dat, după aia a fost o lovitură liberă, ne-a dat Tudorie gol cu căpățâna, după aia am avut noi minutul egalăm noi, exact, și după aia minutul 87-88 a avut o Jean Voiculeț din 2 metri dăm portar, Muri, șut, bară și pe amintul 90 și ceva, tot așa, scăpa singur 2-1. Acum, mă gândesc la vestiarul vostru înaintea unui astfel de meci care este, adică poate fi catalogat ca cel mai important meci, nu? Adică, băi, meciul pe care dacă noi îl câștigăm, ieșim campioni. Veniți din Liga a doua, să ne înțelegem. Adică era probabil o surpriză mai mare decât unii reaurzicen, să zicem, nu? Clar. Și citesc o declarație de la Gabi Mureșan, pe care sunt convins că o știi. Da. Nu știu, am auzit de ea. Recentă? Recentă declarația, cred că, bine, recentă. Nu știu dacă avea un an sau doi, dar nu de atunci. Deci declarație recentă.
Ulterior am aflat anumite lucruri, nu neapărat zvonuri, că unii s-au dat la o parte, că au luat bani, probabil de la Gigi Becali, unii dintre noi. Și nu mi-am notat toată declarația, dar rămâne frustrarea carierei lui, cam asta era ideea și lucru pe care n-a reușit niciodată să-l înțeleagă, cum nu ați câștigat meciul ăla. Și repet, ulterior spune că ar fi auzit zvonuri că unii dintre jucătorii ASEA-ului ar fi luat bani. Eu refuz să cred lucrul ăsta din start. Eu tot timpul așa am fost. Eu n-am pățit niciodată absolut nimic în niciun vestiar, de la niciun antrenor, de la niciun conducător să se spună să facă ceva, să se întâmple ceva. Nu. Eu refuz să cred, sincer. Nu cred. Cine să ia? Și știi ce zice? Ce? Uite că nu mi-am dat. Zice de la mijloc în sus. Zice că el a simțit ceva ciudat de la mijloc în sus, nu de la mijloc în jos. Cam așa, dacă... Da. Eu am mai auzit că a zis că, că unii s-au transferat de la ASEA la Steaua sau nu, cred pe că a tu. Zis el, adică eu. Ai simțit că ar fi făcut nu, vreo... Păi nu, vreau să zic că nu știu dacă a zis el sau altcineva sau asta, uite, era cineva pe lângă club acolo, în fine. Dar ca idee, nu cred că poți să transfer pe cineva care știi că poate fi cumpărat, asta din start. Da, ar fi deci cel asta puțin ciudat, să zicem. Mai, în fine, asta iese din discuție, dar eu nu cred că s-a întâmplat chestia asta. Sau dacă s-a întâmplat, sunt eu prea idiot. Sau sunt prea prost sau prea ignorant să-mi dau seama de lucrurile astea. Dar nu văd cum ar putea să primească cineva bani. Sau cum nu văd lucrurile astea. Poate s-au întâmplat. Probabil s-au întâmplat, dar toată lumea vorbește de lucrurile astea. Dar mie niciodată nu mi s-a întâmplat, nu prea văd cum. Mi se pare ciudat că el, adică Gabi, era, ai spus și tu, erați un grup foarte important acolo, nu? Da. Bă, să zici chestia asta, înseamnă că te-a măcinat ani de zile, știi cum e? Adică nu e ceva ce arunci așa doar... Crezi că pe mine nu m-a măcinat? Asta pe mine durerea mea, durerea cea mai mare, cea mai mare satisfacție din cariera mea de fotbalist, am avut-o la ASEA Târgu Mureș. Ok, coroborat și cu faptul că s-a născut băiețelul meu când jucam acolo, au fost mai multe aspecte, dar din punct de vedere profesional, cum m-am simțit la ASEA Târgu Mureș, nu m-am simțit la nicio echipă. Nu m-am simțit, pentru că am avut parte de respect, am avut parte de încredere și... În principiu, cam deciziile care se luau la club până la un anumit moment dat, treceau prin mine, să zic așa. Am avut o relație foarte bună pe vremea aia și cu Claudiu Maior. Mă asculta, dădeam niște sugestii, nu sfaturi, dădeam niște sugestii, da. Vedea, bă, stai mă, că idiotul ăsta până la urmă a făcut ceva până astăzi în fond, hai să vedem dacă sunt ok. S-au probat, au fost ok, bineînțeles cu Gabi, cu Muri, cu Marius, cu Ianis, cu Zicu. Și au fost bune până la un moment dat. În momentul în care au luat ei deciziile lor, bă, gata, că nu mai știu, s-au văzut rezultatele. Da, că ASEA e așa, vup-vup. Adică fost, vine, apare, dispare. Exact. Când am avut parte de încredere și de susținere, să zic așa, și pe românește ne-au ascultat și au făcut ca noi modul profesionist, cum eram învățați de altfel, pentru că așa am fost. La sportul studențesc, ce știam, decât să jucăm fotbal. Da. La CFR Cluj m-am dus, am văzut că am învățat ce înseamnă performanță. Am învățat ce înseamnă performanță, presiune. Am învățat ce înseamnă greșeala, am învățat ce înseamnă aroganța, am învățat foarte multe lecții la CFR Cluj. Și le-am aplicat, să spun, la ASEA. Și a mers cât a mers. Cum a fost vestiarul după meciul ăla? Hai, stai să imaginează-ți. Au și făcut egal, dacă era să câștige ei, asta e, mă, că oricum. Da, mai dar trece imaginează-ți, da? Imaginează-ți durere, da? Până la urmă-s lecții. Acum când a pierdut United titlul în detrimentul City, când a dat Aguero gol în minutul 98 și 99, da. N-a mai zis nimeni că a simțit ceva prin față la Manchester United sau la... Pă bune, e fotbal, se poate întâmpla și la noi, nu? Dar, într-adevăr, da, e greu cu presiunea aia, să știi, să dai gol și neliniștea și cui să dea bani.
Eu eram coleg de cameră, să zic, ok, a ratat Jean. Eu am fost coleg de cameră cu Jean Vechi. Eu garantez pentru băiatul ăla. Nu cred că poate să ia un ban cineva nemuncit. Cine mai era? Bumba. La fel, Claudiu Bumba. Și să-i dai la un copil să-i dai bani. Ăla fuge, cred că, de când vede... Cui să-i dai bani? Lumurii? Niciodată în viață nu poți să-l cumperi. Da. Mie, să-mi dea cineva mie bani? Despre ce vorbim? Cui să mai dea bani? Da, uite că-s discuții, dar apar ele, știi? Cum? Că așa, na, așa se întâmplă. Da, zic, refuz să cred. Că nu văd un ceva real pentru... Dar problema pleacă de la oamenii din jurul clubului, care au fost în jurul ASEA-ului și care erau niște oameni care nu știau decât să facă rău. Crezi că așa să fi plecat și unele zvonuri? Așa au plecat, da? Fel cum. Bineînțeles. Frustrare mare, supărare, normal că arunci. Este cel mai ușor lucru care e, să dai din gură. Dă-l, bă, pe ăla, că ăla a fost blat, ăla a luat bani, ăla a făcut... Odată trebuie să spui. După aia se propagă... Da, se duce, da. Despre ce da. Vreau? Odată trebuie să spui. Nu neapărat din răutate, deși era foarte multă și acolo. Prostie, ignoranță, superficialitate. Până la urmă a venit sau nu Zlatan Ibrahimović la Târgu Mureș? Hai mă zic. De ce râzi? Cum ai simit că s-a scris? Bă, că e deci mutul că nu știu ce, că a venit în vizită. Eram la un vecin. I-am stat într-o căsuță, dar facea parte dintr-o aliniament de 6 case. Așa calcant, în fine. Și am fost la un vecin la 2 case mai așa. Chiar eram cu Adi și vecinul respectiv, tot Adil cheamă. Și am, facem un grătar. Și stăteam la grătar și ciocăne cineva la ușă. Și acum îi zic, bă, lasă-mă că mă duc eu să răspund în casa lui. Eram prieteni foarte apropiați. Și răspund și vine un... Era un băiat. Poți să iau și un autograf de la Zlatan? Uite așa, m-am uitat asta. Nu înțeleg. Bă, Zlatan e pașca, nu înțeleg. Zi-mă ce vrei. Nu, hai că scris că e Zlatan aici cu voi la grătar. Aduce cărbuni. Că e Zlatan cu voi la grătar. Și bă, mă cheamă pe Zlatan. Uite, nu vreau mă să vină. Zice, bă, mă, lasă-mă cu asta. Dar a fost, a filmat un clip publicitar. A vorbit Adi cu el acolo, dar... Nu eram cu el la grătar. N-a stat la grătare cu Zlatan? Nu, a? Mă, era o șmecherie. Da. Cum ajungi la FCSB? Fix după toate întâmplările astea. I-am bătut mereu când i-am prins cu... Și tu cu... te duci la FCSB. Da. A insistat, cred că a insistat Laur, Reghe cam. Reghe. Da, Reghe. Cred că el a insistat, mă știa și antrenorul cu portari, Nea Florin, Tene. Mă știa foarte bine de la Sportul. Și așa de la SEA Târgu Mureș. Da, și aveau nevoie de portar la modul să-l susțină, să aibă în caz că se întâmplă ceva cu Niță. A, adică da, nu, că nu, portar de rezervă. Nu deci, te-a deranjat din start, că din start, principalul zis, portar de Florin Niță. Vii, da, vii rezervă. Și am zis, da, vin rezervă. N-am ce problemă. Când am ajuns, i-am zis direct prima discuție la primul antrenament cu Niță, am zis, bă, vezi că sunt aici să te ajut, să te susțin, nu ăla că pun eu presiune sau că vreau să apăr sau ale... te văd, te știu, sunt aici să te ajut. M-a rămas așa surprins, cum? O să vezi, o să dai seama pe parcurs, atâta ți-am zis. Și am fost foarte, foarte, foarte bun prieteni. Foarte bun prieteni. Și un portar deosebit. Deosebit. Unul de cei mai buni portari care l-am avut concurent. Da? Da. Că tot vorbim de portari. Ce facem la Euro? Apropo. Nu știu. Că e complicată din punctul ăsta de vedere. Că tot... Da, da, așa sunt frumoase situațiile. Să fie, l-avem pe, să uite, fie complicat. Florin Niță. Da. Care joacă acum. Și joacă bine. Da. Titularul, Horațiu Moldovan, decide să plece la Atletico, unde nu joacă. Deloc, deocamdată. Normal. Nici n-are cum, adică... Despre ce vorbim? Ce ar mai fi? Ionuț Radu? Ar mai fi? Care nici nu joacă? Adică, mă, portari pare că avem, nu? Da. Dar cum? Am avut mai tot timp. Da.
Ar mai fi Târnovanu, să zicem, nu? De la FCSB e și el un candidat serios în momentul ăsta, nu? Joacă, da. Cum e la portari? Important. Ca și la orice alt post, e important, important joc oficial. Important să ai cât mai multe meciuri. Da, este. Numai te ține în priză, competiția te ține în priză, ca la orice alt jucător. Însă, contează și alte aspecte. Adică, ok, poate cel mai important, dar sunt și alte aspecte în apropiere acolo, la cam la același nivel. Eu nu cred că va, nu cred că va schimba, din punctul meu de vedere. A, crezi că va merge pe Manuel Horațiu Moldovan? Depinde de principiile lui, selecționer, deciziile lui și le asumă, bineînțeles că e dita bărbatul. Deci nu... Orice decizie care o ai e bună. La vârsta lui Moldovan, ai fi luat aceeași decizie fără să te gândești de două ori? Nu? Fără să-i zici, nu, e o întrebare fără răspuns. Este, nu? Da. Păi de ce atât de multă lume a început să-și dea cu părerea? Păi, pentru că asta face românul, să dea cu părerea. Da, nu? Da. Ne place mult, sincer. Despre ce vorbim? Din toți aia care și-au dat cu părerea, pune-le sigla Atletico Madrid pe o hârtie. Vezi dacă o semnează... Și salariu. Și... Că nu, hai să nu. Stai așa că... Bine, eu aș fi semnat și pe salariu mai mic la Rapid. Eu personal. Da? Da. Eu da. Eu. Dar eu sunt mai idiot, așa să zic. Da. Banii nu, sunt, nu contează pentru mine, dar când vezi sigla lui Atletico Madrid pe un contract, crezi că te interesează suma? E un regret că n-ai jucat niciodată în străinătate? E un regret mare? Singurul. Da? Și al doilea că n-am jucat pe Nou Camp. Mi-am dorit foarte mult. Mă rugam la orice tragere la sorți. Am prins trei. Da, o să prind și o dată Barcelona să văd și eu cum e bani. Da, așa ca vizitator nu mă duc niciodată. De ce stai, nu? Că n-ai prins niciun contract în străinătate, nu? Da. Și cea mai mare satisfacție, să zicem, ar fi că ai prins Euro, că ai făcut parte din lotul echipei naționale la Euro 2008 sau? Mai am avut-o cu tot timpul, mi-am dorit și a fost așa un vis să joc în Champions League. Deci asta, dacă ar fi să alegi, ar fi... Dar ce am trăit și la Euro e... Na, e altceva. Dar tu cum ajungi chiar la așa. Euro? Adică tu, singura selecție... Prin noroc. Să exemplificăm. Tu apari cu o singură selecție la echipa națională, dar selecții se pun oficiale când intri pe teren, da? Da. Și de-aia tu... Am una singură că am jucat un singur meci. Înainte de Euro. Da. Chiar în anul ăla, 2008, nu știu, Muntenegru, ceva de genul. Exact. Așa. Da. Tu ai mai fost în lotul echipei naționale și selecționat de multe ori. Da. Cum ajungi la Euro? Era Lobby, titular de bază. Cine mai era? Marius? Comănilă. Coman? Dani Coman se accidentează. Se accidentează Dani Coman, care era al doilea portar. Da. Așa. Da. Și Marius Popa. Și Marius Popa, că a fost Lobonț, Marius Popa și cu tine au fost cei trei portari de la Euro 2008. Da. Și tu după meciul ăla ești oarecum anunțat că meciul e înainte de Euro, nu? Ăla la care joci tu. La... Nu, el s-a accidentat la un antrenament cu mult înainte, că am fost și am făcut antrenamente. Deci am stat o săptămână la Mogoșoaia și el s-a accidentat la antrenamente, chiar când au început cantonamentul de pregătire. Dar tu mai erai în lot? Adică mai erai în cantonament când ai aflat că vei merge? Nu, eram în vacanță. Adică știai că nu mergi? Te-a anunțat Victor Pițurcă? Eram în vacanță în Italia și mi-a sunat telefonul. Da? Ce faci? Bine, la soare, viață bună. Hai la antrenament mâine. Gata. Te-ai dus, bifația. Nu? Nu, azi nu vin, ce aveți voi nevoie de mine, nu? Ce am eu nevoie de voi, nu? Normal, am dus pe jos, mă duceam. Și cum a fost la Euro? Totul la ultimul nivel. Superb. Am văzut ce înseamnă competiție. Bine, știam Champions League, adică văzusem, dar e totuși altceva la nivel de național. Și noi am fost în vestiar cu fotbaliști. Chiar fotbaliști. Păi ai prins
să zicem, a doua generație foarte bună a noastră, după generația de aur, generația lui Mutu, Chivu, Contra, Rădoi, Mirel, erau, Tamaș, Raț, tot. Și așa mai departe, Florentin Petre, cine Lobby. Mai era în lotul ăla, da, Lobby, care era titular. Marius Nicolae. Cum era Victor Pițurcă, dar nu la Euro? Și cum a fost Victor Pițurcă la Euro? Adică erau doi... Nu, la fel. Da, ne omora cu vizionările, cu analiza adversarului, tacticul, ne omora, dar bun, foarte, foarte bun. Bun. Pe vremea aia, ții minte că, nu știu, a pus să se acopere gardurile, să nu vadă nimeni antrenamentele, să nu așa era? Da. Drepturile, normal, fiecare antrenor vrea să aibă un element surpriză. E normal să faci lucrurile astea. Ce crezi că facem acum la Euro? O să vadă aici, o să pățim. Nu știu. Vedem, oricum avem grupă senzațională. Ok, da, pe mine. Da, o grupă, ca și okay. calificări. Da. Deci putem să continuăm surpriza. Și chiar e în putința noastră. Tu pe cine îi punem poartă? Nu sunt antrenor. Hai, mă. Nu, cred că aș deși Florin mi-e prieten, aș merge pe continuitate, sincer. Orațiu apărat bine, echipa s-a calificat cu el, eu așa sunt și puțin mai sentimentalist, să zic așa, dacă am un succes cu cineva, nu-l ignor, nu-l abandonez și nu țin cont și de partea asta emoțională, eu. Dar tocmai de asta nu sunt antrenor, probabil. Și ai zis că nici nu vrei să te faci. Și deocamdată. Nici, da. Îți dai băiatul la fotbal? Este deja. Da? Face fotbal? Da. Păi da. De ce nu-l antrenezi? Uite, și te faci și antrenor? Ce crezi că vrea să asculte de mine? Ce, nu, a? Ar ce fi fraier? Chiar, cum ar fi? Da, ar fi culmea să mă asculte de mine. Zici că ar fi complicat? Da. Și mai e și portar. Mai vrea să fii și portar. Da? Da. Nu l-am lăsat să fie portar. Am zis, bă, stai mă atacant, dai goluri, te aplaudă lumea, asta, viață frumoasă, mijlocaș. Nici tu n-ai vrut să fii portar, nu? Inițial, da, dar bine, primii ani, 1, 2, 3 ani, după aia am stat în poartă, n-am văzut. Și la fel, era ok, dar după aia zis că nu, că vrea portar. Și am zis, bă, nu te las să mergi la fotbal dacă ești portar. Nu mă mai duc. E citaur, deci stai să... Bine, nu te mai duci. 2 săptămâni nu l-am mai dus. Nu s-a mai dus nici el. Salutați-vă. Și după aia du-te, fă ce vrei, dă-te cu capul de bară dacă vrei. Asta zic, dar dacă îl vezi că vrea să se țină de chestia asta, trebuie să-l lași, nu? Normal, îl susții. Normal că îl susțin cu orice. Asta e datoria noastră, nu de părinți, să-i susținem. Și cel mai complicat lucru ți-ar fi să-l antrenezi? Nu, mi-ar plăcea. Nu, asta zic, te-ai gândit? Nu m-am gândit. Mi-ar plăcea mult. Îți dai seama că mi-ar plăcea să te, băiatul tău să încerce sau să vrea să-ți calce pe urme. E un sentiment foarte, foarte plăcut. Însă nu ascultă de mine. Oricine zice, da, dar de mine... Cine ești? Bine, iartă-mă și pe mine, te rog eu. Dă-mi și tu lista de pe Wikipedia, citește-mă și tu. Ce mare lucru n-are ce să citească. Pe final, că toți suntem la un podcast la un alt nivel, când a fost Eddie Stănciuiu la cel mai înalt nivel al carierei? Atunci, la Euro, înainte de Euro și la Mureș. Da, așa ai simțit? Da. Chiar mă simțeam bine, chiar simțeam bine că apăream bine și puteam să continui. Am ales să merg la Steaua pentru că nu mai era continuitate la Mureș, știam că o să se desfințeze echipa, insolvență și cred că mi-a fost teamă, nu neapărat teamă, dar n-am vrut să mai trec prin ce am trecut când am terminat cu CFR Cluj, să am așa o perioadă mare și să fie incertitudinea aia că nu mă vrea nimeni, că nu... Da. Chiar vreau să demonstrez. Și n-am mai avut șansă așa să demonstrez nici la Steaua, nici la Craiova, din păcate. Îți mulțumesc mult. Și eu mulțumesc pentru invitație. Că ai venit. Multă baftă. Să-ți iasă în afaceri. Și dacă te întorci către fotbal,
te așteptăm. Da. Mulțumesc, chiar na, am mai fost la un singur podcast, dar m-am simțit bine, a fost ok, relaxat, foarte ok. Păcat că nu m-ai lăsat să jur pe aici, dar asta... Dar te las, stai, păi mai tragem jumătate de oră. Auzi, 5 minute de lei pe toate acum, legate așa. Mersi mult încă o dată și multă, multă baftă. Mulțumim că ne-ați urmărit și ca de fiecare dată până la episodul următor să fiți sănătoși.